Bine ai revenit la Vox Valahorn, canalul tău de limba și literatura română, care e aici să te ajute cu examenele naționale. Astăzi vom vorbi tot despre evaluarea națională, așadar un subiect foarte delicat și de interes pentru elevii noștri. Valorile culturale și valorile morale pe care trebuie să le pregătim pentru exercițiul nou. În acest sens am pregătit un tabel, da? Unde am integrat aceste valori pe care le-am cules, atenție, din modele oficiale propuse de Ministerul Educației. Înainte de a continua această discuție, îți reamintesc că voxvalahorum.ro îți pune la dispoziție un pachet teoretic complet cu tot ce ai nevoie pentru examen, de la lecții teoretice cu exemple și explicații, până la fișe de lucru, exerciții dedicate, inspirate după cele de la examen, teste de antrenament, sigur teste grilă cu care să-ți verifici noțiunile învățate. Peste 250 de capitole de informații, inclusiv lecții video cu explicațiile de care ai nevoie. O să-ți las un link în descriere. Așadar, vorbim despre valori. Astăzi despre valori culturale și morale, așa cum au apărut ele de-a lungul timpului în subiectele oficiale și în bare. Vom începe cu cele culturale și desigur că avem aici trei mari rubrici: educația, respectul, admirația, dragostea, grija și pasiunea, pentru diverse aspecte. Din nou repet, așa le-am preluat din bareme, da? Nu înseamnă că astea sunt toate, dar dacă le folosiți pe acestea, nu veți da greș, cam asta este ideea. Am propus așadar și sugestii de lectură pentru fiecare în parte. Avem educația prin lectură sau prin carte și sigur putem să citim romanul adolescentului miop al lui Eliade sau Matilda de Roald Dahl, dar se potrivesc de asemenea și alte texte. Educația în familie sau simplu familia, tot aici la valori culturale, am ales Baltagul lui Sadoveanu și amintiri din copilăria lui Creangă. La respectul pentru natură, Cete legend de Mihai Eminescu, Vara de Nichita Stănescu sau Într-un lac de Tudor Arghezi, desigur că și aici există o varietate foarte mare de texte pe care le puteți aborda. Avem și respectul față de animale, am ales Zair și Câinele ce listez de Cezar Petrescu, dar puteți merge și pe alte variante, da? Pentru că sunt foarte multe. Și ultima de pe listă, pasiunea pentru carte și pentru știință, respectiv Hoțul de cărți lui Marcus Cusack și Fahrenheit 451. Iar pentru știință, două romane lui Jules Verne, pentru că, sigur, sunt și foarte interesante și plăcute la lectură, da, sunt o lectură facilă și cred că o să vă lase un gust plăcut. Acum asta din urmă, pasiunea pentru știință, mai rar se întâlnește. În ceea ce privește valorile morale, da, aici avem mai multe, ultimele trei sunt cu steluțe și o să vă și explic de ce. Pentru început, responsabilitatea, și m-am gândit la textul lui Slavici, Popa Tanda, pe care îl și studiați de altfel în clasa a șaptea. Curajul, și aici am luat un bazm, Prâzlea cel Voinic și Merele de Aur, dar puteați să luați la fel de bine și alte texte sau chiar alte basme, nu știu, de exemplu Povestea lui Harapalba, lui Creangă, dar nu numai, nu știu, Cum e lumea de Veronica Deniculescu, pe care îl studiați chiar la începutul anului școlar în clasa a șaptea. Camaraderia, da, și am ales Greuceanu de Petre Ispirescu, bunătatea, care este o valoare foarte, foarte generală și poate fi regăsită în multe texte, am ales sigur Fata Babei și Fata Moșneagului a lui Creangă, curiozitatea, o valoare morală foarte interesantă, da? Propune aici Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll sau Florin scrie un roman al lui Mircea Cărtărescu. Cunoașterea, Fahrenheit 451, din nou și cititorul din peștera lui Roy Zink. Prietenia, Cireșarii, Inocenții și La Medeleni, da? Încrederea, Framur sub polar, Cum e lumea de Veronica Deniculescu, Generozitatea și în sfârșit, Perseverența, Vrăjitorul din Oz, Frank Baum. Aici am pus steluță la ultimele trei valori pentru că nu erau încadrate drept morale sau culturale, dar au apărut în barem exact așa cum le vedeți.
bucuria depășirii unei situații dificile, da? Și mă gândeam la Harry Potter și Piatra Filozofală și la tot ce se întâmplă acolo. Poate ați citit cărțile sau măcar ați văzut filmele și cronicile din Narnia. La seriozitatea pregătirii pentru examen, Cismigiu et Company, al lui Băjenaru sau Amintiri din copilărie, da? Devotamentul față de familie, de asemenea Baltagul și Dănilă Prepeleac de Ion Creangă. Este o listă minimală, dar o listă la îndemână, o listă care vă poate veni în ajutor dacă sunteți confuzi în momentul acesta. Încercați să formulați aceste valori așa cum apar ele în barem, da, ca să nu existe loc de discuții. Cam acesta este clipul. Este un clip mai scurt astăzi, dar sper eu că foarte util pentru voi. Găsiți acest tabel în format PDF și îl puteți lista pe site-ul nostru, da, pe voxvalahorum.ro, dacă dați o simplă căutare, valori culturale, pe pagina noastră. Eu am fost Florin Gherheș, vă mulțumesc pentru timpul acordat, nu uitați de pachetul nostru teoretic care conține tot ce aveți nevoie pentru examen. Și până data viitoare, numai bine și mult succes la examen, vă doresc!